Repede și am fugit. Da, unde fugiți, doamne? Alerg pe loc, da? Fug. Pe loc să răsară buzuiu. Hai. Uite că ai fi și soarele, e de acord cu mine. Ce zic acum, e de acord cu mine? Ok, mă bucur. Mă bucur. Divin, cum se întâmplă când ți se spune. Ți-a apărut, v-ați întâlnit, tu, el, eu, tu și o umbrelă, da? Ce bine, înțelegem noi doi. Da. S-a întâmplat? Și pe parcurs începe să-și arate fața adevărată omul. Vrei, nu vrei, se dai și ești dita mai magu, da? Și omul și arată fața. Nu vrea, se ascunde. Dar tu o vezi, deci stă în fața ta, da? Și se ascunde sub, sunt de treabă, sunt, da. S-au ovilit paharele cu trandafiri. Cum se zicea, două bețe în crușe, ploaia se duce, da? Ploaia de lacrimi ale tale se duce. S-a dus, nu mai e, nu o să mai vezi. Numai așa, când te rogi, când știi tu, bun, când îți dai seama că acolo ești. Și la un moment dat tu auzi, el a vrut să se căsătorească cu tine, dar tu ai refuzat. Și tu zici, nu că t-ai vrea să te măriți cu nu știi, dar tu zici, domnule, eu n-am refuzat nimănui. Eu nici nu mi s-a, nici n-a apărut omul în viața mea ca să-l refuz. Deci a trecut pe lângă, în viteză, cum am zis, da? A trecut pe lângă, s-a slata, da? Te-a întrebat și tu ai zis nu. Când m-a întrebat? Cine m-a întrebat? Divin. Divin a fost mutat omul cu tot cu calul. Deci el mergea în viteză, la tine, la tine, la tine, și odată. Nici n-au observat că s-a mutat și s-a dus în altă direcție. Dar ca să fim mai clar, da? Mai la detalii, da? Atenție la detalii. N-aveai treabă, nu îți venea nicio pisică la un moment dat, nu, n-aveai treabă. Căței lătrau la tine, pisicile te ocoleau, n-aveai nicio treabă, da? Și odată, o pisică, a doua, altele la un moment dat, da? Nu astea, a vecinilor, nu contează. Vine și meaună la ușa ta. Vine și meaună să-ți grăbănă, dă-i drumul, dă-i... Odată i-ai dat drumul să intre, să vadă ce și cum, a ieșit, a țâșnit. Ai zis, domnule, cine știe ce am în casa mea, da? A mai trecut un timp, iar ți se spune, te uiți, nu știu unde, te mai uiți la fetele cu ghiocul și zici, e cineva pe, da, vine vrăjitoarea, vine vrăjitorul, vine magul să te dea de toți pereții. Ai grijă, închide ușile, e la scara ta, la ușa ta. Și tu nu vezi pe nimeni, nimic. Și nu se întâmplă în clipa aia, se dilată timpul și e un pic mai stânga-dreapta, da? Tu care ești cu ochiometru de killer, da? De hunter, hunteriță ce ești. Cum? Stânga, dreapta, da? Faci așa și vezi? De, se duce. Fă așa. S-a dus încolo mâna. Faci așa, s-a dus și mai. Deci acolo, cum adică stă omul aici, ești tu, ochiești, da? Și atunci cum faci? Așa? Da? Și se apropie. Și se apropie. E mai aproape. Și astea trebuie să fie între, ca să nimerești. Deci trebuie să tragi pe lângă totuși, știi? Un pic. Ca să nimerești în țintă. De ceva acolo de ce înainte se numea. Am grijă vântul cum bate, am grijă, da, să nu-i lămurească, să nu-i deranjeze traiectoria, să nu, na, energetic, energetic, bun. Acum, și la un moment dat o pisică ea, da, apare, zgreabănă la ușă, tu ești afară, tu nu mai ai treabă. Nu-ți mai spune nimeni că vine la tine, că apare, că... Domne, să intre în casă, să intre și spui, dă-te de aici, pleacă, eu nu am nevoie. La un moment dat vorbeai ca și cu un om, cu pisica. Tu știi cine ești, ai să stai acolo unde ești, băgat și nu o să te bag în seamă. Ei, în clipa asta, intervenție divină.
Omul crede că vine el și vorbește și vrea să zică ceva și tu cum reacționezi? Dă-te de aici, pleacă de aici. Și omul zice, vreau să mă căsătoresc cu tine. Du-te tu, nu înțelegi? Asta nu înseamnă că trebuie să iubim pisicile dacă nu avem treabă, da? Sau să le chemăm sau să le ținem în brațe. Nu, că ți arată altfel prin croncănitul cioarei. A ieșit de la magazin, adu-ți aminte. Și o cioară stătea de vorbă cu tine. Și tu, a, ok, am înțeles, da? Era dumnealui, dumneai. Tu înțelegi cum îți joacă feste mintea divin, super, da, uite, soarele. Soarele și lumea. Moderat. Da? Cum e afară? Moderat în tătișelea. Înăuntru tău și în afară. Moderat. Bun. Cam asta era și omul îți spunea că nu, la ușa ta vorbea, tu nu-i deschideai. Și mi-au acolo pisica aia nebunită. A cui pisica? Luați pisica. Sunt la 009, la 112, la cine? Cui? Smurdu? Luați pisica de aici că e apucată, trebuie exorcizată. Da? Și afară e omul e. Înțelegi? Da, până acolo, da. Știu că sună ciudat. Mistic, divin, ai vrut să ți se lămurească lucrurile? Ai vrut să fii magul vieții tale? E, it's this. Primești tot. Știu ce, da. Da, îmi povestește ce a fost. Înseamnă că e acolo. Când încep să povestească cărțile ce a fost, ești pe drumul cel care trebuie. Da. Tăgădăm, brici, pornim mai departe, roata norocului. Și ai plecat. Unde ai plecat? Pe loc, sau jogging, pe loc. Să răsară busele. Ok.